În cadrul atelierului de microproducție bere al Universității pentru Științele Vieții din Iași a fost produs primul sortiment de bere brună cu aromă de ciocolată și cafea. Primii 200 de litri au fost dați spre degustare către studenții și profesorii din universitate. O altă rețetă inedită de bere a fost descoperită de studenții de la USV Iași. Ingredientele utilizate sunt cele de bază, apă, malț, hamei și drojdii. Particular berii negre este adăugarea unui malț special de tip ciocolată, conform unei tehnologii dezvoltate în cadrul secției. Se simte o aromă pronunțată de cafea. Și de ciocolată. Ideea a pornit de la crearea unui produs inovativ și am dorit cu ocazia sărbătorilor de iarnă să venim în întâmpinarea studenților și a cadrelor didactice cu un produs care să aibă o aromă specifică de sărbători de Crăciun. Ideea berii negre cu aromă de cafea și ciocolată a pornit deoarece ne-am dorit un produs inovativ în cadrul secției. După berea cu ghimbir am zis să încercăm și altceva în cadrul microsecției și sperăm că o să urmeze și mai multe sortimente, având în vedere multitudinea de rețete care pot fi încercate aici. Procesul tehnologic de fabricare al berii se desfășoară în sistem complet închis, folosind echipamente din inox. Acesta este complet automatizat, urmărindu-se toți parametrii tehnologici. Toate informațiile legate de desfășurarea proceselor sunt înregistrate și păstrate, asigurându-se o trasabilitate perfectă. Am modificat puțin rețeta și am dorit să păstrăm caracteristicile materiei prime, și anume această aromă specifică de ciocolată și cafea. Și am, în urmă, prin parcurgerea etapelor tehnologice, am modificat puțin diagramele de brasaj și respectiv cantitățile de hamei pe care se utilizează în mod normal. În mod normal, la începerea unei șarje de bere se pleacă de la cantitatea dorită și trebuie respectat un anumit procentaj între apă și materia primă, ingredientul principal și anume malțul. Noi am lucrat cu un raport de 1:4, rezultând în final 200 de litri de bere cu aromă de ciocolată. Tot procesul de realizare a berii durează aproximativ o lună. În acest timp, tinerii lucrează și la un alt sortiment, berea cu caramel. După finalizarea perioadei de sesiune în cel de-al doilea semestru, tinerii de la specializările ce aparțin de ingineria produselor alimentare de la Facultatea de Agricultură vor participa la întreg fluxul tehnologic al șarjelor de bere, întreg demersul având în exclusivitate scop didactic.